Salut tuturor celor care nu au trecut cu vedere acest video. Eu sunt Vicu și de azi înainte eu voi fi gazda laboratorului Darwin, prima emisiune din spațiul online moldovenesc care vine să vă aducă review-uri la cele mai noi telefoane și cele mai interesante aplicații. Aici vei putea vedea avantajele, dar și dezavantajele noilor smartphone-uri de pe piața noastră, la fel și ce aplicații îți pot face viața mai interesantă, dar și mai ușoară. Eu zic să nu lungim mult vorba, iar pentru primul episod avem pregătit review-ul telefonului Philips V6500. Începem cu designul. De momentul când deschizi cutia, telefonul nu îți inspiră prea multă încredere. Un design și culori la fel de sumbre ca la restul telefoanelor. Dar toate astea pot fi schimbate foarte ușor. Modelul W6500 este unul din puținele smartphone-uri de pe piață care vin echipate cu două carcase. Astfel, dacă vrei ca telefonul tău să fie un pic mai colorat, poftim! Uite așa un smartphone sumbru și mult prea obișnuit s-a transformat în ceva foarte colorat. Nu îți place galbenul? Nicio problemă, opțional sunt disponibile culorile ca albastru, oranj și verde neon. Așa că îți schimbi carcasa în raport cu dispoziția. Carcasele sunt fabricate dintr-un plastic mat, destul de plăcut la atingere, nu prea lasă urme de amprente, mai ales variantele colorate. În general, aspectul telefonului și locația butoanelor este un pic diferită. Mi-a luat ceva secunde până se înțeleg că butonul de pornire al telefonului se află chiar în spate. Un loc, apropo, comod pentru că nu trebuie să te întinzi cu degetele până la vârful telefonului. Ceea ce ține de butoanele de prin părți, va trebui să te obișnuiești, ele fiind situate mai sus decât de obicei. Așa că persoanelor cu degetele mai mici le va fi un pic incomod să apese de ele. Înăuntru avem specificații promițătoare pentru clasa sa. Un procesor cu 4 nuclee cu o putere de 1,2 GHz și 1 GB de memorie operativă. Memoria telefonului este de 2 GB, dar se poate adăuga și un card de memorie de până la 32 de GB. Și un lucru important, telefonul poate opera cu două cartele SIM. Asta dacă ai două iubite la doi operatori diferiți. Ai înțeles. Încă un lucru important, telefonul are o baterie imensă, 2400 mAh. Ce a încercat să facă Philips prin acest smartphone este să aducă comoditatea utilizării unui smartphone, anume pentru convorbiri și durata bateriei mult mai mare. Lucruri despre care alți producători cam încep să uite. Cei de la Philips ne promit 13 ore în regim de apel și 10 pentru navigare pe internet. Pentru toate acestea, Philips oferă așa numită opțiune Xenium, care permite economisirea energiei. Există un buton aparte pentru această funcție, care se află în partea stângă a telefonului. Nu este ceva foarte revoluționar, ceea ce face acest buton mai exact este stingerea automată a anumitor opțiuni, ca spre exemplu GPS-ul, Wi-Fi-ul, Bluetooth-ul, reduce luminozitatea, închide singur unele aplicații, lucruri care le poți face pe orice telefon, dar pentru care ai de răscolit un pic prin toate meniurile. Așa că ai apăsat butonul și poți sta departe de încărcător vreo 3 zile. Mărimea ecranului este de 4,3 inci, care apropo poate fi protejat cu pelicula care deja intră în complet cu telefonul. O idee care nu ar fi rău să o preia și alți producători. Acesta are o rezoluție de 960x540 de pixel, nu este desigur Full HD, dar calitatea imaginii este mult mai bună decât mă așteptam. Telefonul rulează Android 4 2.2 Jelly Bean fără prea multe modificări și skin-uri, așa că totul se mișcă rapid. Fără niciun lag de la listarea paginilor până la navigarea pe internet, aceasta datorită tehnologiei Project Butter, care este prezentă în sistemul de operare Jelly Bean. Ceea ce ține de optică, gadgetul are o cameră frontală de 2 megapixeli și una spate de 8, care pe lângă autofocusare și opțiuni standard, mai are și regimul HDR, care va permite ca borșul dumneavoastră de pe Instagram să fie văzut un pic mai clar. Dacă să vorbim despre sunet, telefonul are un singur difuzor plasat în partea din spate, care poate fi astupat ușor cu un singur deget. Totuși, dacă nu e, sună de ajuns de tare încât să-l auziți. Dacă doriți să ascultați muzică prin el, de fapt, nu, nu ascultați muzică prin difuzor, mai ales în public. Telefonul vine cu căști, așa că tot normal. În concluzie, pentru suma de 3490 de lei primim un telefon care în primul rând nu are nevoie să fie încărcat în fiecare zi, având în vedere că eu telefonul îl scot destul de des din buzunar, acesta a rezistat la mine timp de 3 zile în regim normal, adică navigare pe internet, un pic de jocuri, un rezultat bun și chiar foarte bun față de restul telefonelor de pe piață. Nu uităm nici de posibilitatea de a introduce două cartele SIM, dar și de a modifica aspectul telefonului schimbând carcasa care intră în complet sau cu alta care poate fi achiziționată opțional. Din alt punct de vedere, spre deosebire de alte smartphone-uri similare a lui, Philips W6500 pare destul de gros și are un ecran mai mic. Dacă totuși ar fi să ne uităm la specificații, în lupta cu W6500 intră modelele HTC Desire 600 și Fly IQ 4410,
dar pentru care va trebui să achitați chiar și cu 3000 de lei mai mult. Vă mulțumim pentru atenție și stați cu ochii pe noi pentru că avem pregătite pentru voi review-uri la cele mai noi telefoane și aplicații de pe piață și desigur nu uitați să ne încurajați, să dați un subscribe și un like la pagina noastră de pe Facebook, link-ul căreia îl găsiți în descriere. Dacă aveți sugestii, doleanțe, dacă vreți să bociți că v-am murit pisica, există secțiunea comentarii. Pe curând!